România este țara cu cele mai mari rezerve de hidrocarburi din Uniunea Europeană și în pofida acestui avantaj natural deosebit, doar 36% din populația României este conectată la rețeaua de gaze naturale. Guvernul și-a propus și de altfel am și reușit în aceste 3 luni de mandat să dăm practic să dăm startul la proiectul de înființare de rețele de distribuție a gazelor naturale în localitățile care nu au în acest moment rețele, cu finanțare din fonduri europene pe actualul exercițiu financiar 200 de milioane de euro și încă 300 de milioane de euro pe următorul exercițiu financiar. În momentul în care România va reuși să exploateze resursele de gaze de la Marea Neagră, este important ca aceste gaze să ajungă în comunitățile românești, să ajungă în casele românilor.